Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Horoscopul 2024 pentru Scorpion indică faptul că acest an va fi o perioadă de schimbare și creștere pentru tine. Vei avea ocazia să ți lărgești orizonturile și să cunoști oamenii noi care vor contribui la dezvoltarea ta. Pentru a profita la maximum de acest an, Va trebui să fii răbdător și dispus să faci compromisuri. Fii deschis și dispus să te schimbi pentru a te adapta la noile condiții și situații. Sănătatea Scorpionului. Horoscopul sănătății 2024 pentru Scorpion promite un moment favorabil pentru sănătate, mai ales în a doua jumătate a anului. Cu toate acestea, este important să nu uiți de îngrijirea ta și de sănătatea ta pe tot parcursul anului pentru a evita eventualele probleme și pentru a îmbunătăți calitatea vieții. În perioada martie-iunie, reprezentanților zodiei li se recomandă să acorde o atenție deosebită sănătăților. În această perioadă este important să monitorizezi starea de sănătate, să acorzi suficient timp pentru odihnă și recuperare. Acesta este un moment de activitate mentală intensă și concentrare la locul de muncă, care poate cauza creșterea tensiunii și stresului zilnic. Scorpionii pot simți o lipsă de activitate fizică, se recomandă o alimentație adecvată și exerciții fizice regulate, o atenție deosebită se recomandă sănătății inimii și a vaselor de sânge, precum și a sistemului digestiv. Primăvara anului 2024 este, de asemenea, favorabilă examinării corpului, începerii unui curs de tratament, proceduri cosmetice. În septembrie, scorpionul poate simți nevoia de singurătate și detașare temporară de contactele sociale. Acest lucru poate ajuta să se concentreze asupra lumii sale interioare și să lucreze la bunăstarea lui emoțională. Reprezentanții semnului vor fi susceptibili la stres emoțional și probleme de somn în acest moment. Pot exista și probleme cu sănătatea picioarelor. Sunt recomandate mai multe practice de odihnă și relaxare. Perioada din octombrie până la sfârșitul anului va duce scorpionului o explozie de putere și energie. Scorpionul se poate simți mai încrezător în sine și poate începe să acorde mai mult atenție aspectului și imaginii sale starea de bine și starea ta de spirit se vor îmbunătăți, se recomandă sport și activitate fizică, cariera scorpionului. Horoscopul pentru 2024 promite scorpionului oportunități de creștere și dezvoltarea carierei, dar și nevoia de a depăși obstacolele și de a rămâne perseverent și tenace în atingerea obiectivelor. Ianuarie 2024 este un moment favorabil pentru învățare și extinderea contactelor, aceasta este o perioadă de comunicare activă cu ceilalți, care poate duce la noi cunoștințe, oportunități de cooperare și dezvoltare de afaceri. Tranzitele planetare dintre februarie și martie vor încuraja Scorpionul să se exprime creativ și să inspire idei noi. S-ar putea să vă simțiți plin de energie și motivați să vă lansați în noi proiecte. Cu toate acestea, pe de altă parte, scorpionul poate întâlni blocaje care îl vor împiedica să-și aducă ideile la viață. În această perioadă, trebuie să vă depășiți temerile și îndoielile și să nu vă fie teamă să căutați ajutor dacă aveți nevoie de el. Perioada din martie până în mai va fi o perioadă de schimbări pozitive în munca și cariera scorpionului. Energia, determinarea și ambiția ta vor crește. Acesta este momentul în care scorpionul poate da dovadă de mai multă organizare și diligență, ceea ce îi va permite să rezolve cu succes sarcinile profesionale și să obțină noi oportunități de dezvoltare. Este recomandat să folosiți această perioadă pentru a învăța noi abilități, pentru a extinde cercul de contacte profesionale, precum și pentru a vă îmbunătăți reputația profesională. Evitați conflictele în echipă în acest moment și încercați să îmbunătățiți relația cu colegii și superiorii, acest lucru poate contribui la creșterea statutului la locul de muncă și a veniturilor. Perioada din mai până în iunie ar putea duce la relații mai bune cu partenerii și clienții, precum și la aranjamente și contracte mai profitabile. Acesta este un moment în care vă puteți organiza procesul de lucru mai eficient, ceea ce duce la creșterea productivității și la succes la locul de muncă. Acesta este un moment favorabil pentru studiu, cercetare și călătorie mai ales dacă scorpionul caută noi cunoștințe și dorește să și lorgească orizonturile. Scorpionul poate deveni mai deschis și mai receptiv la idei noi, care pot fi de mare beneficiu pentru el în proiecte și cariera viitoare. Între iulie și septembrie 2024 începe o perioadă deosebită de favorabilă dezvoltării carierei. Scorpionul va câștiga noi oportunității de a crea rețele și de a colabora cu alții ceea ce ar putea duce la noi proiecte de colaborare și la creșterea statutului profesional, Scorpionul va deveni mai încrezător în sine și în abilitățile sale, ceea ce îl va ajuta să obțină un succes mai mare în carieră. În acest moment, Scorpionul poate primi recunoaștere pentru realizările sale profesionale și creative. Perioada din octombrie până la sfârșitul anului va duce Scorpionului inspirație și motivație pentru noi realizări. Este recomandat să dedicați această perioadă îmbunătățirii în profesionalismului, învățării de noi abilități, stabilirii de contacte de afaceri, banii și bunăstarea financiară. Horoscopul banilor pentru 2024 prevestește un an interesant pentru Scorpion în sfera financiară. Perioada din mai până în septembrie ar putea duce la schimbări în finanțele Scorpionului. Venituri crescute și noi oportunități de câștig sunt posibile în acest moment, cu toate acestea, sunt posibile și cheltuieli pentru formare, dezvoltare profesională și alte scopuri educaționale. Scorpionul se poate confrunta cu unele riscuri financiare și pierderi de bani în această perioadă, dar în general va avea capacitatea de a se adapta și de a găsi oportunități profitabile. Scorpionul ar trebui să folosească această perioadă pentru a învăța, adobând în noi cunoștințe și abilități care îl pot ajuta să-și îmbunătățească situația financiară în viitor. De asemenea, în această perioadă, Scorpionul poate obține venituri suplimentare din parteneriatele sau din investițiile sale în afaceri. Dar este important să ne amintim că există întotdeauna riscuri în sfera financiară și ar trebui să fii atentă la deciziile pripite. Evitați cheltuielile și investițiile mari în perioadele retrograde ale lui Mercur, în aprilie, august și noiembrie, decembrie, octombrie 2024 ar putea duce la o creștere a venitului scorpionului sau la o îmbunătățire a situației sale financiare generale. În acest moment, este posibil să primiți o creștere de salariu, un bonus, o primă sau o creștere a veniturilor din afaceri. În această perioadă vor apărea oportunității de a câștiga prin diverse tipuri de comunicare, scris, predare sau vânzări. Acesta este un moment propice pentru a vă îmbunătăți abilitățile și deprinderile financiare, ceea ce poate duce la un management financiar mai de succes. Dragostea și relațiile pentru Scorpion, anul 2024 va fi destul de dinamic pe tărâmul relațiilor. Începutul anului, din ianuarie până în martie, va fi o perioadă de mare activitate și interacțiune cu oamenii din jurul tău. Acest timp poate fi util în special pentru dezvoltarea relațiilor de afaceri și a contactelor, în căutarea de noi parteneri, în special în domeniile de afaceri și profesionale. Acest timp va fi favorabil atât pentru noile cunoștințe, cât și pentru dezvoltarea relațiilor existente. Scorpionul poate simți nevoia unei relații mai libere și mai independente. Este important să arăți răbdare și dorință de compromis pentru a-ți menține și întări relația. Scorpionul poate dori să-și îmbunătățească decorul casei sau să facă renovări pentru a crea un mediu mai confortabil pentru el sau pentru cei dragi. Această perioadă poate fi, de asemenea, favorabilă pentru întărirea legăturilor de familie, crearea de noi tradiții și petrecerea mai mult timp cu cei dragi. În general, întreaga primă jumătate a anului 2024 va promova armonia și schimbarea pozitivă în toate tipurile de parteneriate, inclusiv căsătoria, parteneriatele de afaceri și relațiile romantice. Această perioadă va fi favorabilă pentru începerea unor noi relații de afaceri sau găsirea de noi partenerii romantici. Scorpionul poate primi sprijin și asistență de la partenerii săi, precum și să beneficieze de experiența și abilitățile lor. Perioada din mai până în iulie va fi favorabilă extinderii cercului social al Scorpionului și creării de noi parteneriate. S-ar putea să simți mai multă bucurie și satisfacție în relațiile romantice. Pentru a evita posibilele conflicte, Scorpionul trebuie să fie mai deschis, mai onest și mai dispus să facă compromisuri. Perioada august-septembrie poate duce la schimbări în sfera socială. Tranzitele planetelor vor încuraja Scorpionul să fie activ în rețelele sociale și să comunice cu oameni noi cu interese comune, să se angajeze în activități sociale, să participe în diferite comunități și organizații, acest lucru poate duce la noi oportunități de carieră și creștere personală, dar va cere și scorpionului să-și asume mai multă responsabilitate. Pentru a profita la maximum de această perioadă, scorpionul trebuie să menține simțul proporției, să nu pătrundă prea mult în emoții și sentimente și să fie mai responsabil și mai implicat în treburile sale sociale și comunitare. Septembrie până la începutul lunii octombrie va fi o perioadă în care îți vei dori singurătate. Intuiția și dialogul tău interior pot crește în acest timp, ceea ce poate duce la conștientizarea fricilor, anxietăților și îndoielilor ascunse. Scorpionii pot deveni mai vulnerabili și mai predispuși la autocritică. Este recomandat să dedicați acest timp creativității și lucrului psihologic. Octombrie va aduce nativilor scorpion o explozie de energie și un sentiment de încredere în sine. Vei deveni mai vizibil și mai atractiv pentru ceilalți. Horoscop 2024 pentru bărbatul scorpion. Anul 2024 va fi un an dinamic și interesant pentru tine. Veți avea ocazia să vă realizați visele și să vă atingeți obiectivele. Cu toate acestea, pentru a reuși, Va trebui să dai dovadă de diligență, perseverență și disponibilitate de a lucra. Nu-ți fie frică să depășești zona ta de confort, fii perseverent și pregătit pentru dificultăți, folosește-ți talentele și nu uita de importanța parteneriatului. Prima jumătate a anului îți va aduce multe oportunități noi și schimbări în parteneriate. Jupiter, planeta expansiunii și creșterii. Se va muta prin sectorul relațiilor voastre, afectând toate tipurile de parteneriate, inclusiv căsătoria, relațiile de afaceri și relațiile romantice. Acesta este un moment în care poți pune o bază solidă pentru o relație serioasă pe termen lung. Va fi un moment bun pentru a începe noi relații de afaceri, pentru a dezvolta proiecte colective. Bărbatul scorpion poate primi sprijin și ajutor de la colegii și partenerii săi de afaceri. Bărbatul scorpion va avea, de asemenea, mai multe oportunități de a câștiga bani, de a investi și de a-și îmbunătăți situația financiară. A doua jumătate a anului va fi mai mult despre creșterea carierei și dezvoltarea profesională. Această perioadă poate duce la noi oportunități prin trecerea prin greutate și provocări. În sfera financiară, această perioadă va duce oportunități de îmbunătățire a situației cuiva, dar nu ar trebui să uităm de riscurile investițiilor financiare neplăcute. Horoscop 2024 pentru femeia Scorpion Femeia Scorpion are un caracter puternic și o forță interioară profundă, care o ajută să-și atingă obiectivele și să depășească dificultățile. În 2024, Motivația ei va fi la un nivel înalt și se va strădui pentru noi realizări. În cariera ei, femeia scorpion poate fi foarte motivată să atingă noi culmi, ea își poate stabili obiective ambițioase și poate munce din greu pentru a le atinge. Perspicacitatea și răbdarea ei vor permite să vadă oportunități acolo unde ceilalți nu reușesc să le observe și să le folosească în avantajul ei prima jumătate a anului ar putea aduce schimbări semnificative în domeniul relațiilor pentru femeia scorpion. Jupiter, planeta creșterii și expansiunii, poate aduce noi parteneri sau poate consolida relațiile existente, ducând de la o mai mare armonie și bucurie în relații. În acest moment, Femeia scorpion se poate simți mai atrasă sexual și poate deveni mai activ în inițierea întâlnirilor romantice femeia scorpion ar trebui să fie pregătită să se conecteze cu oameni care pot deveni mai important și mai semnificativi în viața ei, precum și angajamente și responsabilității mai serioase în relații. 2024 ar putea fi un moment pentru o reflecție serioasă asupra ceea ce contează cu adevărat pentru tine într-o relație de dragoste și cum poți obține stabilitate pe termen lung într-o relație. De asemenea, Vei deveni mai serioasă în ceea ce privește creșterea copiilor, te vei simți mai responsabilă pentru viitorul și dezvoltarea lor și vei fi dispusă să investești mai mult timp și efort în creșterea lor. Dacă ești implicată în creativitate, 2024 ar putea fi un moment pentru a-ți lua mai în serios proiectele și activitățile creative. Este posibil să întâmpini dificultăți sau obstacole pe drumul către obiectivele tale? Dar poate fi o provocare bună să devii mai hotărâtă și mai perseverentă în eforturile tale. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!